Deși Suzana e convinsă că are o căsnicie fericită, constată cu stupoare că soțul ei are o amantă. Cum a putut să facă asta? Suntem căsătoriți de 15 ani. Chiar am crezut că mă iubește. El îmi spune mereu că muncește și de fapt o muncește paia. La ce oră te întorci acasă? Nu știu. Iau cină cu niște clienți. A fost și secretara ta la club? Nu. Ce să caute secretara mea la club? Am fost cu clienții. De unde știi? M-ai urmărit? Exact asta am făcut. Te-am urmărit. Băi, ești nebună. Vreau să divorțăm. Acum că știi asta, nu are rost să continuăm așa. Tu, bitocule! Numai că... Ce cauți aici? Am adus copii. Unde te duci? Mă duc să mă văd cu fetele și sperm în club. Dar nu putem pleca, sunt copii aici. Tu nu poți să pleci, eu fix asta fac. Mirela? Ai zis că fii mai pe seară. Ești afară din casa mea. Asta e casa mea. Eu am cumpărat-o. Pe numele meu. Oare îl va mai primi Suzana înapoi pe soțul infidel? Ce cauți aici? M-am întors. De ce? M-a părăsit. Cu două săptămâni, Suzana a împlinit 41 de ani. Femeia este căsătorită și are doi copii, o casă frumoasă și destui bani în cont care să-i asigure o viață foarte bună. Din păcate, nu se simte tocmai fericită. Ceva parcă a dispărut din căsnicia ei. Hei, te pup, ce faci? Până târziu. Da, am făcut niște sandwich-uri, că nici eu n-am mâncat. Te așteptam. Bine. Te pupa. Soțul meu este directorul unei firme de electrocasnice. Are concurență foarte mare pe piață și din cauza asta e nevoit câteodată să lucreze și noaptea. Mie mi-e milă de el, nici măcar nu am cum să-l ajut. Suzana își iubește foarte mult soțul și ar vrea să fie alături de el. De aceea a hotărât să-i facă o vizită surpriză la magazin. Eu îi fac sandwich-uri ca proasta și el are o amantă. Cum a putut să fac asta? Suntem căsătoriți de 15 ani. Chiar am crezut că mă iubește. Călin nu știe că Suzana l-a văzut împreună cu amanta. În acest moment are alte probleme mult mai urgente. Ce faci, mă urci? Ar trebui să merg acasă. De ce? Păi am o soție. Pe care nu o iubești și ai zis că o părăsești. Așa o să fac. Când? De un an mă tot minți. Mirela, te iubesc. Asta nu înseamnă nimic pentru mine. Vreau să fii cu mine. Mi-ai luat apartamentul ăsta să stau singură? Nu stai singură. Abia dacă mai ajung pe acasă, nu mai știu ce să inventez. Dar nu mai vreau să inventez nimic. Vreau să spui adevărul și vreau să mă mărit cu tine. Nu vreau să fiu o viață, o amantă. Nu ești amantă, ești iubita mea. Dacă aș fi iubita ta, m-ar chema ca pe tine. Altfel sunt o amantă. Urci? Pe mine nu mă face fericită un apartament. Nu vreau doar haine și bijuterii, vreau un statut. Vreau să fiu doamna Ionescu. De ce mai stă cu femeia aia dacă nu o iubește? Ajuns acasă, Suzana a chemat-o pe sora ei, Flora, ca să discute cu ea ce să facă mai departe, acum că a descoperit că soțul o înșeală. Nu pot. Nu pot să cred că a făcut așa ceva. Calmează-te, te rog, nu vreau să faci atac de corp. Ba, lasă să fac, că în felul ăsta poate stă și el mai mult cu mine. El îmi spune mereu că muncește și de fapt o muncește paia. Nu pot să cred că s-a cuplat cu o colegă de la serviciu. A, și dacă se încurca cu una care nu era colegă, era mai bine? Nu asta am vrut să spun. Ce ai de gând să faci? Îi dau cu o tigaie în cap, imediat ce intră pe ușă. A, nu. Asta nu se poate. Trebuie să fii o doamnă. Sigur, el a fost domn. Umblă cu alta, ce nu înțelegi? Nu, nu e bine să faci scandal. Nu e bine să fac scandal? Flora, uneori îmi vine să-ți dau cu ceva în cap. Nu înțelegi că umblă cu alta?
Nu pot să fiu o doamnă. Uneori trebuie să mai și răbufnesc. Ai dreptate. Dar tu ai doi copii și vrei o familie fericită. Ar fi bine să te prefaci că nu ai văzut nimic. Nu cred că pot să fac asta. E doar o amantă. Amantele vin și pleacă, soțiile rămân. Nu vrei să sufere copiii tăi. Așa e. Nu vreau să sufere copiii. Fii drăguță cu el și ai să vezi că totul o să se schimbe. Crezi? Din când în când mai au nevoie de puțină nebunie, dar le trece. Uite, aranjează și tu casa. Fă o mâncare bună, fă un chec din ăla de-al tău demențial, pufos, așa înalt, cu cacao și cu nuci prăjite. Și ai să vezi că totul o să se schimbe. Auzi, tu crezi că aia face ceva? Eu sunt în stare să-i dau cu o tigaie în cap, dar nu vreau să exagerez, așa că o să mă calmez. Poate că Flora are dreptate. Nu vreau să am scandal în familie și copiii să sufere. Suzana a dormit iepurește tot pândind sosirea lui Călin. E foarte supărată, însă e hotărâtă să urmeze sfatul Florei. Neața. Cât e ceas? Aproape 9. Copii! I-am trimis eu la școală, stai liniștită. Mulțumesc. N-am auzit ceasul. Te-am așteptat până târziu. Am avut foarte multă treabă la magazin. Toată noaptea? Am ajuns pe la 4, 5, 6. Nu mai știu exact. Iei tu copiii de la școală? Normal. Nu asta fac în fiecare zi? Plec. Am o zi foarte aglomerată. La ce oră te întorci acasă? Nu știu. Iau cina cu niște clienți. Deci te întorci pe la 10. Nu știu. Merg cu niște americani, știi, ăstora le place să petreacă. Deci te întorci pe la 12. Nu știu, mergem într-un club, nu știu cât o să stăm. Ok. Merg și eu în club. Sunt niște chestii cu niște clienți. O să te plictisești de moarte. Pa! Clienți pe naiba. Iese cu amanta. Dar o să mă prefac că nu știu nimic. Nu? Așa fac soțiile. Tac și să prefac că nu știu nimic. Familia este tot ce contează. Suzana a mers la magazin ca să-și urmărească soțul în speranța că poate n-a mințit-o și iese în oraș cu niște clienți. Din păcate însă... Am zis că o să stau acasă, dar nu pot. E soțul meu și vreau să știu ce face. M-a mințit. Nu pot să stau acasă să pretind că în viața noastră totul este roz. Călin ajunge acasă noaptea târziu fără să știe că soția l-a urmărit și că s-a convins singură că n-a fost cu niciun client la club, ci cu amanta. Nu dormi? Nu. Ce fac copiii? Dorm. Ce a făcut Mihai? A câștigat meciul la fotbal? Dacă ai avea mai mult timp pentru copii, ai ști și tu dacă a câștigat sau nu. Știi foarte bine că lucrez foarte mult. Și după aia aduci clienții la club. Ce, mă? Ce te-a apucat? Îți faci scandal la 4 dimineața? A fost și secretara ta la club? Nu. Ce să caute secretara mea la club? Am fost cu clienții. A fost. De unde știi? M-ai urmărit? Exact asta am făcut. Te-am urmărit. Băi, ești nebună. Stai, mă. Băi, nu mai dau. Alo, da. Te-am urmărit. Exact asta am făcut. Lasă-mă. Unde te duci? Lasă-mă în pace. Unde te duci? Am vrut să nu zic nimic, dar nu m-am putut abține. Pe asta o duce în cluburi și eu stau ca proasta acasă. Doar asta fac. Stau acasă și am grijă de copii.
Călin a plecat de acasă în miez de noapte pentru că nu a vrut ca Suzana să facă și mai mult scandal. Însă acum a chemat-o la o cafea ca să discute despre ce vor face mai departe. Bună! Bună! Ți-am comandat frape pentru că știu că îți place. Mersi. Îmi pare rău că am făcut scandal aseară. M-ai lovit. Și pentru asta îmi pare rău. Am cam exagerat. Asta nu contează. Trebuie să vorbim. Da, trebuie. Mai ales că avem doi copii. Și trebuie să avem grijă de familia noastră, nu? Uite cum facem. Tu o să te desparți de femeia asta. Iar eu sunt dispusă să-ți iert totul. Îți promit că niciodată, dar niciodată, nu o să-ți reproșez absolut nimic. O să fie ca și când nu m-ai fi înșelat. Niciodată. Ești foarte drăguță, mulțumesc. O să ne fie bine. O să ne fie bine separat. Cum adică? Vreau să divorțăm. Acum că știi asta, nu are rost să continuăm așa. Dar eu am crezut că e totul bine între noi. Suzana, relația noastră nu merge de ani de zile. Și eu de ce aflu acum? De ce nu mi-ai spus până acum? Sau relația noastră nu mai merge de când a apărut secretara în peisaj? Ai dreptate. Trebuia să spun mai demult că sunt nefericit. Dar de ce nu ești fericit? Pentru că mă neglijezi. Pentru că ești tot timpul cu copiii. Pentru că te-ai schimbat foarte mult fizic. Am îmbătrânit. Și tu ai îmbătrânit, dobitocule. Da, dar nu m-am triplat ca tine. Mănânci în continuu, bagi mereu în tine. Și frapeul ăsta, știi câte calorii are? Mănânc și bag în mine frape pentru că sunt nefericită. Pentru că de ani de zile sunt cu doi copii și am grijă de ei și tu nu ești niciodată. Nu mă ajuți cu nimic, cu absolut nimic. Suzana, asta e, vreau să divorțăm și cu asta basta. O iubesc pe Mirela și nimic nu poate schimba asta. Dobitocule! Nebunul! Ce să fac? Nu o mai iubesc. O iubesc pe Mirela. O să zică lumea că sunt superficial. Dar asta e. E tânără, frumoasă și slabă. Suzana e așa cum e și vreau să divorțez urgent. În cursul aceleiași zile, Călin s-a mutat în apartamentul pe care l-a cumpărat Mirelei spre marea încântare a fetei. Aaa! Mi-a fost doar de tine. Și mie... I-ai zis? Da! Și ce-a zis? O să fie bine. Nu o să mai am niciun fel de probleme. Sigur? Sigur. Nu o să urle după mine pe stradă, da? Nu o să nu-ți văd în stare. Nici o grijă. O să am eu grijă de tine. Sunt așa bucuroasă că nu o să mai pleci de acasă. Și eu sunt fericit că nu mai trebuie să mint că am întâlniri. Exact. Și ai zis că mă duci săptămâna asta la Paris. Mergem, cum să... Și săptămâna viitoare la Veneția. Mergem unde vrei tu. Hai să-ți arăt ce geantă mă gândeam să-mi iei. Ce geantă? Da, am promis că o să-ți iau o geantă. Exact. Ia. Uite, îmi place asta. Nu e cam scumpă? Păi și cum nu merită iubita ta o geantă din mine? Oh, iubita mea merită orice, orice. Oh, ce foame mie. Avem doi castraveți în frigider, dacă vrei. Dar mie mi-e poftă de paste. Nu vrei să ieșim în oraș? Sunt obosit, nu vrei să stăm acasă? Nu, eu n-am chef să stau în casă. Mă duc să mă îmbrac, să-mi iau rochea albă de la tine, să fii gata. Parcă am întinerit lângă Mirela. E frumoasă, tânără, veselă. Acasă mă simțeam prizonier. Copii, școală, muncă și cam atât. Vreau să-mi trăiesc viața cum vreau eu. După discuția cu soțul ei, Suzana și-a chemat sora ca să vorbească despre divorț, în speranța că aceasta o va susține, numai că... Nu mai plânge. Hai să-ți dau ceva de băut. Nu mă pot abține. Nu să te părăsească. Poate ai înțeles tu greșit. Aoleu, taci, că de atâta plâns mai prostii vorbești. A zis că mă părăsește pentru că sunt bătrână și grasă. Și acum ce o să faci? Păi nu știu. Nu știu, că beme zis, nu știu. Dacă aș fi în locul tău, aș plânge toată noaptea. Asta am avut de gând să fac, dar n-am loc de tine. Trebuie
Mereu să te prefaci că nu știi nimic. Dar așa am vrut să fac, dar nu mi-a ieșit. Cum să las să mă umilească în halul ăsta? Dacă nu-i spuneai nimic, nu divorța? M-a divorțat, crede-mă. Uite. Eu nu-i spun nimic lui Ștefan și el vine acasă în fiecare seară. Ștefan are o amantă? Una? Ar fi bine să fie numai una. Are amante de când ne-am căsătorit. Poftim? Tu? Și tu n-ai zis nimic? Dar cred că îi crăpam capul. Da, și rămâneam singură ca tine. Auzi? Mai bine singură decât cu unul care are amantă sau amante. Dar la copii nu te gândești? Și-ai mie și-ai tăi au nevoie de tată. La ei nu te gândești? Nu te-ai gândit. Pentru copii e bine să faci orice. Inclusiv să accepți că are o amantă. Poate că ai dreptate. Suzana a avut întotdeauna gura mare. Nu se gândește la urmări, iar acum copiii nu au tată. Ce mare scofală că are o amantă. Aduce bani în casă? Aduce. Toată lumea ar trebui să fie fericită. Tocmai vreau să ne vedem, să vorbim despre divorț. Și tu nu poți decât cu aprobarea fufei? Nu e fufă, e viitoarea mea soție. Tobitocule, noi nici n-am divorțat încă și tu o ceri de nevastă? Ce cauți aici? Am adus copii. Copiii ăștia au doi părinți și amândoi trebuie să aibă grijă de ei. Unde te duci? Mă duc să mă văd cu fetele și super în club. Dar nu putem pleca, sunt copii aici. Tu nu poți să pleci, eu fix asta fac. Uite cum stă treaba. Nu poți să-mi trântești copiii pe cap când vrei tu. Auzi? Sunt și copiii tăi și au nevoie de tine. Încerc să rezolv, te rog frumos. Dacă nu reușești, să știi că ne despărțim, eu nu mai stau la discuții. Suzana a fost convinsă că are o căsnicie fericită până în momentul în care... Pot să cred că a făcut așa ceva. Calmează-te, te rog, nu vreau să faci atac de corp. Ba lasă să fac, că în felul ăsta poate stă și el mai mult cu mine. Deci te întorci pe la 10. Nu știu. Merg cu niște americani, știi, ăstora le place să petreacă. A constatat că soțul o minte fără nicio jenă. M-ai urmărit? Exact asta am făcut, te-am urmărit! Băi, ești nebună, stai mă! Vreau să divorțăm, acum că știi asta, nu are rost să continuăm așa. Tobitocule! După discuția cu sora ei, Suzana și-a dat seama că a fost foarte egoistă și că nu s-a gândit la copii. Știe că soțul ei e hotărât să divorțeze, însă poate totuși mai ia o șansă. A avut dreptate, Călin. M-am cam neglijat și m-am îngrășat foarte tare. Părul mi l-am tuns pentru că mi era mai comod, a bărbaților le plac fetele cu părul lung. Trebuia să fiu mai atentă la cum arăt. În aceeași zi, Suzana l-a sunat pe Călin și i-a cerut să se vadă, gândind că poate totuși. Suzana, unde pleci? Tocmai vreau să ne vedem, să vorbim despre divorț. Și tu nu poți decât cu aprobarea fufei? Nu e fufă, e viitoarea mea soție. Tobitocule, noi nici n-am divorțat încă și tu o ceri de nevastă? O iubesc. Ești un mare prost. Femeia asta e nebună, m-a lovit în plină stradă. Dacă mă vedea vreun angajat, nu vreau să mă fac de râs în fața nimănui. Și până la urmă, care e problema ei? Oamenii divorțează tot timpul. Trebuie să se obișnuiască. Pe Călin nu-l interesează că poate Suzana suferă. El e fericit alături de Mirela și altceva nu mai contează. E bine? Bine, bine. Ce mă doresc spatele. Sunt așa obosit. Cum să fiu obosit? N-ai zis că ieșim de seară în club? Nu, dragă, stăm acasă. Nu, eu merg. Stai să vă cu ce mă îmbrac.
cauți aici? Am adus copii. Să-i spuneți lui tati că vin să vă iau duminică, da? Hai, mergeți. Cine e? Călin. Ce căutați mai aici? Ia mergeți voi puțin în dormitor. Stați acolo. Ce căutăște amici aici? De unde să știu? Te rog frumos să rezolvi asta. O să o sun. Nu, te duci după ea în clipa asta, hai. Suzana? Am aflat unde stă cu Fufa și am adus copii. Doar nu-și închipuie că pleacă de acasă și uită de copii. Nici vorbă. O să cer custodie comună. Copiii ăștia au doi părinți și amândoi trebuie să aibă grijă de ei. Suzana, ești nebună. De ce ai adus copiii? Să ai grijă de ei. Ce grijă? E treaba ta. Asta e treaba părinților. Iar eu copiii ăștia nu i-am făcut singură. Clar? Să te obișnuiești cu gândul ăsta. O să cer custodie comună. De ce îmi faci asta? Să-i treabă de femeie. Asta era treabă de femeie acum 100 de ani. Acum femeile mai au și alte treburi. Ce treburi? De exemplu, să meargă la cosmetică. Iar eu n-am mai fost de 5 ani. Suzana. Unde te duci? Mă duc să mă văd cu fetele și sper mă în club. Dar nu putem pleca, sunt copii aici. Tu nu poți să pleci, eu fix asta fac. Și unde te duci așa îmbrăcată? Așa cum? Adică dezbrăcată. Uh-huh. Am mai fost așa în club. Da, ai fost cu mine. Ți-am luat și cheile de la mașină. Eu nu stau în casă să am grijă de plozi. Am 22 de ani, vreau să mă distrez. Călin trebuie să-și rezolve problemele. Suzana a înțeles că nu mai are nicio șansă de împăcare cu soțul ei, așa că a decis că este momentul să înceapă să-și trăiască și ea viața. Ești gata? În 2 minute. Abia l-am convins pe Ștefan să mă lase. Ești nebună! Tu chiar vrei să mergem în club? Ei, orice fel de club! Wow! Cât roz! Îți place? Da! Și mie, nu vine să cred că am încăput în ea! Auzi? Nu e orice fel de club, e un club de tango. Dar ce treabă ai tu cu tango? Vai, toată viața mi-am dorit să dansez tango. Și cu cine o să dansăm acolo? Păi, dacă nu găsim pe nimeni, o să dansăm noi. O să fim penibile. Nu, o să fim penibile dacă stăm în casă și nu ieșim acum. Tu în loc să te împaci cu Călin, să nu divorțezi, mă trăiești pe mine prin cluburi? Auzi? Tu trebuie să înțelegi un lucru. Omul ăsta nu mă vrea în viața lui. Eu nu cred asta. Ba să crezi. Știi ceva? Hai să mergem. M-am săturat să tot vorbesc despre Călin. Nu sunt de acord cu Suzana. Cred că a renunțat prea ușor la soțul ei. Adică el îi spune că vrea să divorțeze și ea nu are nicio reacție? Și poate că are și el dreptate. Prea s-a neglijat. S-a îngrășat. E târziu în noapte și Călin agitat o așteaptă pe Mirela să se întoarcă acasă. Numai că fata pare să se distreze foarte bine în club. O aștept pe Mirela de nu știu câte ore. Nu-mi răspunde la telefon și nu am știut nimic de ea. Dacă mai face așa ceva, îi fac scandal. Avem o relație. Nu poate să meargă singură pe unde vrea. Te-ai distrat? Doamne, ce am dansat! Hai. Stai să miros floarea asta. Bine, ia vezi. Genial, nu? Da. Unde e mașina mea? E la club, doar n-ai fi vrut să o conduc de asta. Hai, treci în casă. Salutare, Ovidiu. La revedere. De ce vorbiți așa? M-a dus-o acasă, adică. Lasă-mă că n-am timp. Hai, treci în casă. Eu v-am respectat că sunteți tatăl Mirele, dar văd că... Nu sunt tatăl ei. Sunt logodnicul ei. Hai, treci în casă. Mireluș? Lasă-mă, nu vreau să intru, că sunt ăia mici. Hai, te rog. Ești plicticos. Hai, te rog eu. Am ieșit puțin în club și m-am îmbătat. Ce mare chestie. Eram supărată pe Călin că mi-a promis atâtea lucruri și mi-a adus copiii pe cap. Doar nu crede că îi cresc eu. Călin a trebuit să o aștepte pe Mirela să se trezească din beție ca să poată discuta cu ea. Nu are de gând să tolereze un asemenea comportament. Ți-ai revenit? Cu tine vorbesc, n-auzi?
nu mi-a plăcut cu ai făcut aseară. Să mergi singură în club și după aia să vii acasă cu un străin. Dacă nu-ți convine, ne despărțim. Mireluș? Mireluș? Am zis și eu așa. Hai, lasă, mă faci scandal după ce aia vine și mi-am ce copii la ușă. Sunt și copiii mei. Dar nu mă interesează. Eu când am acceptat să fiu cu tine, nu m-am gândit că vii cu copiii. Când se trezesc, o să-i trimit la mama lor. Păi și dacă se trezesc la ora 2, eu ce fac? Vorbesc încet la mine în casă? Vreau să se trezească acum. Du-te, trezește-i. Du-te. Îi trezesc acum. Așa. Alo, ce faci? Nu zice așa, te rog, hai să ne vedem să vorbim. Insist să ne vedem. Bine, pa. Nu vreau să mă despart de Mirela. O iubesc foarte mult. O să duc copiii acasă și o să o rog pe Suzana să nu-i mai aducă la mine. O să-i dau tot ce vrea, numai să mă lase în pace. Suzana parcă s-a trezit la viață și are din nou chef să se preocupe doar de persoana ei. Călin va trebui să înțeleagă că, de acum încolo, va trebui să aibă și el grijă de copii. Mami! Ce faceți? Bine. Vă e foame? Nu. Bine, mergeți sus, spălați-vă pe mâini, că vine și mami acum, da? Îi aduceam eu puțin mai târziu. Uite cum stă treaba. Nu poți să-mi trântești copiii pe cap când vrei tu. Auzi? Sunt și copiii tăi și au nevoie de tine. O să vin să-i vizitez din când în când. O dată pe lună, nu? Dacă pot, așa o să fac, o dată pe lună. Ca să ai tu timp să te distrezi cu aia. Ți-am spus că vreau să-mi refac viața. Și asta înseamnă că nu mai ai loc de copii în viața ta, nu? O să le plătesc pensia alimentară. Dar nu înțelegi că asta nu ajunge? Dacă mă enervezi, nu-ți dau nici pensie. Auzi, știi ceva? Ieși! Ieși! Ieși că-ți trag cu ceva în cap. Ieși acum! Sufăr că m-a părăsit, dar mai afectați vor fi copiii. Pentru că nu mai au tată. Nu mă așteptam la așa ceva din partea lui Călin. Acum îmi dau seama că eu nici măcar nu-l cunosc pe omul ăsta. Călin este foarte îndrăgostit de Mirela și nu-l interesează copiii, cu care de altfel nu a mai vorbit de când i-a dus înapoi la mama lor cu câteva zile în urmă. Numai că... Ia... Mă duc eu. Am adus copiii. Haideți. Călin! Dacă aveți nevoie de ceva, o sunați pe mami, da? Ce-am vorbit noi? Despre ce? Ce-am vorbit? Sau vrei să discutăm de față cu copiii? Nu, ia, mergeți voi dincolo. Ce caută plozești aici? Nu știu, nu înțeleg. Păi nu înțelegi, rezolvă! Te rog mai încet, că te aud. Nu, ți-am zis că n-au ce căuta aici și nu-i mai suport. Să mă audă, să mă audă și să nu mai vină. Mireluș, te rog. Eu am plecat în oraș. Încearcă să înțelegi. Rezolvă asta până mă întorc. O să încerc să rezolv, te rog frumos. Dacă nu reușești, să știi că ne despărțim, eu nu mai stau la discuții. Pa! Mireluța! M-am gândit foarte bine și nu vreau să mă intereseze ce își dorește Călin. Copiii au doi părinți și amândoi ar trebui să se ocupe de ei. Vremea când doar femeile se ocupau de copii a trecut de mult. Când vine? Mâine seară. Mirela? Ai zis că vii mai pe seară. Ești afară din casa mea. Asta e casa mea. Eu am cumpărat-o. Pe numele meu. Ce cauți aici? M-am întors. De ce? M-a părăsit. Călin s-a întors acasă pentru că nu are unde să se ducă. Am fost atât de fericiți. Simțitule, Suzana e acasă cu copiii și tu umbli cu asta în oraș? Flora! N-ați zis că v-ați despărțit? Suzana află din întâmplare că soțul o înșală. Ce ai de gând să faci? Îi dau cu o tigaie în cap imediat ce intră pe ușă. Ah, nu!
Asta nu se poate. Trebuie să fie o doamnă. Iar când îi cere socoteală... Am vrut să nu zic nimic, dar nu m-am putut abține. Adevărul iese în cele din urmă la iveală. Vreau să divorțăm, acum că știi asta, nu are rost să continuăm așa. O iubesc pe Mirela și nimic nu poate schimba asta. Și ce a zis? O să fie bine, nu o să mai am niciun fel de probleme. Însă femeia nu are de gând să-i ușureze situația, așa că... Ce cauți aici? Am adus copii. Suzana, ești nebună, de ce ai adus copiii? Să ai grijă de ei. Rezolv asta până mă întorc. O să încerc să rezolv, te rog frumos. Dacă nu reușești, să știi că ne despărțim, eu nu mai stau la discuții. Au mai trecut câteva zile și Călin a fost nevoit să plece într-o delegație. Așa că Mirela a hotărât să-și rezolve problemele cu Ovidiu. De ce nu stai jos? Pentru că nu vreau să stau în casa amantului tău. Dar tu ești amantul. El e doar iubitul oficial. Mirela, m-am mins de 6 luni. Dacă nu te aducem acum câteva seri acasă, eu nu aflam de el. Păi nu eram sigură că mă iubești. Și nu puteam să renunț așa la el, înțelege? Nu erai sigură, dar acum ești sigură sau ce? Sincer, nu înțeleg ce caut aici, în casa lui. E casa mea. Mi-a cumpărat-o mie. Poate să fie casa noastră. Erai supărat? Puțin. Păi și nu ți-a fost ție dor de mine? Da. Eu cred că tu nu mă iubești. Cum să nu te iubesc? Nu mi-ai răspuns la telefon. Am fost puțin supărat. Și ți-a trecut, da? Când vine? Mâine seara. Eu iubesc foarte mult pe Mirela, însă ea trebuie să se hotărască ce vrea. Eu unul nu accept alt bărbat în viața ei. E simplu, să aleagă. Ori pe mine, ori pe moșul ăla. După toate certurile, Călin s-a gândit să-i facă o surpriză Mirelei. Așa că s-a întors mai devreme din delegație. Din păcate însă... Mireluș! Mireluș! Mirela? Ai zis că vin mai pe seară. Asta e important, dacă vin mai pe seară, ce caută ăsta aici? Ce se caut? Uite, reparăm o țeavă. Ieși până nu te lovesc. Ei, ei, ușurel. Ce crezi, că mi-e frică de tine sau ce? Mirela, rezolvă cu el și sună-mă. Pot să cred că mă înșel. Cum poți să-mi faci una ca asta? Pe bune? Lasă-o moartă. Ai zis că rezolvi cu plozii și n-ai fost în stare nici de asta. De-aia mă înșeli? Vrei să te părăsesc? Te rog frumos, ușa e acolo. Mireluș, te iubesc. Hai să vorbim. Ce să mai vorbim? Sincer, cred că trebuie să ne despărțim. De ce să ne despărțim? De tot, pentru că nu mă mai atragi, pentru că am 22 de ani. Adică sunt bătrân. Adică vrei să spui că sunt chel și bătrân. Ieși afară. Ieși afară din casa mea. Asta e casa mea. Eu am cumpărat-o. Pe numele meu. Mireluș. Nu mă poți da afară din casă. Te iubesc. Cred că cel mai bine ar fi să-ți faci bagajul înainte să chem poliția. Ce zici? Hai, spor. Eu și Ovidiu suntem împreună de 6 luni. A aflat de Călin în seara în care m-am îmbătat și m-a pus să aleg. L-am ales pe Ovidiu. Chiar dacă nu câștig atât de bine, e frumos și tânăr. După ce a fost dat afară de Mirela din apartamentul cumpărat de el, Călin nu a avut de ales, așa că s-a întors la Suzana. Ce cauți aici? M-am întors. De ce? Are vreo importanță? Da, are. M-a părăsit. Și ce de gând să faci acum? Aș vrea să ne împăcăm, să ne mai dăm o șansă. Adică dacă aia îți dă papuci, sunt bună și eu, nu? Suzana, nu lua chiar așa. Măcar nu minți. Este exact așa cum spun. Și dacă vrei să te întorci, nu poți să te întorci așa cum vrei tu. Adică? Adică am și eu niște condiții. Ce condiții? Să mă ajut cu copiii. De luni până vineri îi duci ei de la școală. În weekend, sâmbătă și duminica, stai cu copiii. O dată pe săptămână, când ies eu cu fetele,
Mai precis marțea. Stai cu copiii. Două vacanțe pe an, una în străinătate, cu copiii. Îmi putea angaja o bună. Da, și o menajer. A, și vreau să schimb și mașina. Ne permitem, nu? Bine, o să încerc. Nu, nu o să încerci. O să faci exact așa cum ți-am spus. Dacă nu, nu te întorci. Arăți foarte bine, slăbit. Nu fi porc. Termină cu lingușala asta. Știu foarte bine că nu mă iubești. Și dacă mă împac cu tine, o fac pentru copii. Am spus adevărul. M-am împăcat cu el pentru copii. În ultima vreme am fost foarte supărați pentru că ei nu înțeleg de ce tatăl lor a plecat de acasă. Dacă nu respectă condițiile, de data asta eu îi fac bagajul. Au trecut două zile de când s-a întors Călin acasă și chiar dacă el și Suzana nu sunt tocmai un cuplu de îndrăgostiți, au hotărât împreună să facă acest compromis de dragul copiilor. Fate, ți-am zis? Vezi că am avut dreptate? S-a întors acasă! Da. S-a întors pentru că i-a dat aia papucii, de-aia s-a întors. Lasă, e bine și așa. O să vezi de acum ce bine o să vă înțelegeți. Noi ne înțelegeam bine și până acum, mai că eram așa ca doi colegi de cameră, știi? E și vina ta. Prea-l critici și tu. E și el om și face greșeli. Dacă o să fii și tu drăguț, o să vezi ce bine o să vă înțelegeți. Auzi, nu știu dacă să râd de tine sau să te pocnesc. Cum poți să spui așa ceva? Tu tot timpul le iei apărarea. N-am văzut așa ceva. Dar știi cum sunt ei? Ei conduc totul. Da, dacă îi lăsăm noi. Știi ceva? Te rog, nu mai vorbi așa. Lasă-mă cu asta. Ai un soț bun. Ai copii sănătoși. Ești fericită. S-a întors acasă. S-a întors. E clar că te iubește. Numai că nu-și dă seama. Sora mea e atât de inocentă când e vorba de bărbați. Călin s-a întors acasă pentru că nu are unde să se ducă. Am înțeles că i-a luat ălea un apartament, că nu prea are bani. Din cauza asta s-a întors. De când s-au despărțit, Mirela parcă a dispărut, iar lui Călin i-au trebuit multe telefoane ca să o convingă pe fată să se vadă cu el la o cafea. De ce n-ai mai venit la muncă? Pentru că mi-am găsit de muncă în altă parte. Dar de ce ai plecat? Eu nu te-am dat afară. Nu mai aveam chef să te dai la mine. Ai aruncat cap pe o cârpă. Ți-am spus că divorțez și nu o să vezi cât mai puțin copiii. Recunosc că la început asta a fost problema. Dar când Ovidiu m-a pus să aleg între tine și el, mi-am dat seama că nu ne potrivim. Adică nu-ți mai plac? Vrei să mă apuc de slăbit? Vrei să merg la sală? Nu e vorba despre asta. Pur și simplu nu ne potrivim. Cum să nu ne potrivim? Mireluș, am fost atât de fericiți. Simțitule, Suzana e acasă cu copiii și tu umbli cu asta în oraș? Flora! N-ați zis că v-ați despărțit? Ba da, ne-am despărțit. Spune-i Suzanei să se spele cu el pe cap. Te rog frumos să nu mă mai cauți. M-am săturat de soția ta, de copiii tăi și pe nebuna asta nici nu o cunosc. Mireluș! Sunt sora soției legale, nesimțit-o ce ești! Flora, Flora, te rog să nu-i spui nimic Suzanei. Eu nu vă înțeleg. Aveți soția acasă și totuși vă trebuie câte o fufă să ieșiți în oraș? Noi nu vă ajungem? Știi cum e... Nu, nu știu. Bărbații caută ceva nou, o jucărie nouă, sexy, mai slabă, mai... Nenorocitule, nesimțitule, ești un porc, un măgar, un ordinar. Sunt un nenorocit, dar te rog să nu-i spui nimic Suzanei. Nu le mai înțeleg pe femei. Nimic nu le convine. Nu înțeleg de ce Mirela nu mă mai vrea, deși am trecut apartamentul pe numele ei. Nu înțeleg de ce Suzana mi-aduce copiii pe cap și nu înțeleg de ce nebuna de Flora mi-a făcut scandal. Suzana, poți vorbi? Ești acasă? Hai că vin la tine. Lasă că-ți spun când ajung acasă. Ok. Ce ești cu bărbații ăștia? Eu îl susțin pe Călin și el tot nu a uitat-o pe aia? I-a spus Suzanei că nu să se mai vadă cu ea. Iar eu nu permit nimănui să-și bată joc de sora mea. Suzana e acasă și o așteaptă pe Flora extrem de curioasă. Nu înțelege ce a putut să o enerveze atât de tare pe sora ei, care de obicei este extrem de calmă. Hei! Unde-și ține porcul hainele? Călin? Sus! De ce? L-am văzut cu secretara! Poftim? A jurat că nu se mai vede cu femeia aia! Da, da. O mângâia pe față, îi pupa mâinile. Porcul! În viața lui nu l-am văzut pupându-ți ție mâinile! Of! Na!
Am tot zis că ești nebună și să lăsăm de la noi. Dar cât să mai suporti? Când l-am văzut cât de mielușel poate fi cu ea, mi-a venit să-i dau una în cap. Azi în stradă i-arunc lucrurile. Sau poate vrei să rămâi cu el? Doamne ferește, m-am împăcat cu el pentru copii, dar așa ce rost are dacă el se vede în continuare cu femeia aia? Chiar așa. E Ștefan. Și de ce nu-i răspunzi? Da. Nu mai mergem sâmbătă la Sinaia? Ai treabă. Ce treabă? Știi ce cred eu? Că te vezi cu amanta aia ta. Lasă glumele astea de 3 lei, te rog frumos. Știu foarte bine că ai o amantă și te vezi cu ea într-un apartament pe Viilor. Ai amuțit? Da. Vine acasă și stăm de vorbă. Dacă te mai prind cu vreo fufă, îți poți face de pe acum bagajele. Ai înțeles? Era caz. Prea am fost drăguță. Da. Nu se poate, nu sunt cărpa lui. Nu. Dacă îl mai prind cu vreo femeie, pe cuvântul meu, că divorțez. Te descurci? Da, da, stai liniștită. Dacă sora mea l-a văzut pe Călin cu secretara, e clar. Nu o să fim niciodată o familie fericită. Dar să-și refacă viața dacă nu e fericit cu noi. În felul ăsta poate îmi găsesc și eu pe cineva care să mă iubească, doar nu mi s-a terminat viața la 41 de ani. Suzana s-a ținut de cuvânt și a divorțat de Călin, convinsă fiind că poate să o ia de la capăt alături de un bărbat care s-o placă și s-o accepte așa cum este. Flora i-a oferit soțului ei o șansă pe care acesta a acceptat-o și până în acest moment n-a mai călcat strâmb știind cât e de hotărâtă să-l părăsească dacă se va mai întâmpla să o înșele. Cele două surori și-au recâștigat respectul de sine și sunt gata să înfrunte orice obstacol le va mai pune viața în cale.